Drumul lung și anevoios al Ceahlăului în Liga a treia de fotbal a adus de nenumărate ori în prim plan discuții aprinse între actuala conducere a clubului de fotbal Ceahlăul Piatra Neamț și sponsori sau autorități. Societatea comercială FC Ceahlăul S.A. a pierdut cam tot. Din păcate și prestigiul i-a fost știrbit. Acum, când se vede capătul de drum, unii își fac mea culpa, răscolind trecutul și cer iar ajutor, că echipa e a orașului, nu pe firmă privată. Io personalmente chiedo scusa per il fatto che probabilmente non sono stato bravo a sufficienza per aiutare questo club fino ad ora. Personal îmi cer scuze pentru faptul de a nu fi putut aduce un aport suficient de consistent până acest moment. Ed è molto difficile arrivare dopo un grandissimo presidente, proprietario del club. Și mi-este foarte dificil să ajung după un mare conducător, președinte de club. Che è stato Gheorghe Stefan. Care a fost domnul Gheorghe Stefan. Che è un uomo che ha creato tutto quello che vediamo qui, uno stadio meraviglioso, uno dei più belli della Romania, forse il più bello, dopo l'Arena Nazionale. Care este cel care a creat acest ambient, acest stadion care este probabil cel mai frumos din România. Che è stato un grande politico e un grande uomo per il club. Care a fost un mare politician și un mare om pentru club. Forse se avessi avuto la possibilità di lavorare insieme a lui, le cose sarebbero state grandissime. Poate că dacă am fi avut posibilitatea să lucrăm împreună, lucrurile ar fi fost grandissime. Masone susține că nu a fost ajutat de autoritățile locale pentru a menține echipa în Liga a doua și cere ajutor chiar și oamenilor politici înscriși în cursa electorală. Avem nevoie să supraviețuim, trebuie să supraviețuim și pentru aceasta avem de asemenea nevoie de ajutorul fiecăruia dintre cei posibile 8 candidați. Eu dico i loro nomi, si chiamano Livio Arbuz, Drago Schitic, Catalin Dragușanu, Laurențiu Dulama, Florin Roca, Ana Monda, Andrei Ignaz e Simio Nica. Mi auguro che qualcuno di loro capisca quanto è importante il club. După enumerare, îmi doresc ca măcar unii dintre ei să înțeleagă cât de important este acest club. E quanto è importante per la città avere un club che sopravviva. Și cât de important este pentru oraș să ai un club care supraviețuiește. Hanno la possibilità di veramente implicarsi con gente onesta e seria. Au posibilitatea să se implice cu oameni onesti și serioși. Abbiamo la possibilità di portare dei piani importanti, nuovi, in ogni caso anche per sopravvivere in qualsiasi lega per poi ritornare su. Avem planuri pentru supraviețuire și pentru a relua demersurile noastre de a reveni sus. Conducerea actuală a clubului uită însă un aspect extrem de important. Municipalitatea i-a pus la dispoziție în mod gratuit baza sportivă, una modernă care poate găzdui meciuri internaționale și mai mult. Conform legislației în vigoare, este interzis instituțiilor publice să vireze bani în conturile societăților comerciale care înregistrează datorii la stat, iar societatea comercială FC Ceahlăul S.A. are de ordinul sutelor de mii de euro datorii la stat.